Raja Rângu în Valea Almăjului. Astăzi îi 1 decembrie 2011. În 1914 începea primul război mondial. Odată cu acest război mondial, începea și perioada de tăcere a clopotelor din Valea Almăjului. Stăpânirea de atunci, Imperiul Austro-Ungar, a decis ca o parte din clopotele bisericilor ortodoxe românești din Valea Almăjului să fie luate și topite, iar metalul să fie folosit în construcția armelor necesare în război. Așadar, a urmat o perioadă de tăcere în care clopotele nu s-au mai auzit în Valea Almăjului. 1 decembrie 1918 a fost o zi de mare bucurie, căci clopotele au răsunat din nou în Valea Almăjului. Astfel se explică de ce multe dintre clopotele din bisericile ortodoxe românești din Valea Almăjului poartă pe ele anul Marii Uniri, 1918. Fie ca sunetul clopotelor în zi de sărbătoare să ne ducă de azi înainte cu gândul la străbunii noștri, cei ce au luptat pentru libertatea noastră, să-i prețuim și să nu uităm de jertfa lor. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, dragi almăjeni!